Momia vorbește, bravo! Bună dimineața tuturor! Salut, timpule! Am luat și telefonul... Am luat și telefonul aici ca să facem o poză, să am și eu o poză cu eu mor și voi vii. Să mă bag și eu. Doamne ferește! Ideea e felul următor. Dă muzica mai încet, Michi, că mă dor urechile. Uite, te rog, Michi, oprește-o, dă-o în aibii. El se ocupă de asta. Nu mi-aud gândurile. Te rog, Michi! Te rog, chiar insist. Nu se ocupă Michi cu asta. Ideea în felul următor. Opriți-vă, fraților, muzica, că nu mai pot. Dacă aud cu o singură ureche... De ce, mă, ești bătrân? Păi nu are vată în cealaltă de la procedeul de muzică. Vreau să fac spectacol la sala. Opriți-vă muzica, vă rog eu mult de tot. Sorin, oprește tată muzica, dar ceva trebuie să se audă sub noi. A, se audă? Da. Pământul se aude sub noi. Îi zice preș. Vreau să am spectacol la sala Palatului, da, anul viitor, da. Mă îmbrac în mumii, vreau să fac... Deja am început să strâng din ce în ce mai mulți bani, da, ca să adun să fac spectacolul ăsta mare. Vreau să vii și tu cu restaurantele de... de grill acolo, cum se cheamă. Lasă-le, să pui 5.000 de euro, ți-au pentru ambele... 7.000 pentru ambele, unul pentru unul. Să pui și tu acolo reclamă. Și vreau și pe voi doi prezentatori să-mi prezentați spectacolul. Facem frumos cu ce... Ramono, te iau, te bag, te rup în două. Hai, Robert, azi ești mumie pentru că? Pentru că strâng bandă peste tot ca să fac spectacole. M-am înscris în toate concursurile. Ce să mai... M-am înscris în toate ca să fac de niște, mă doare asta. Ia uitați, pentru că tot am venit cu mumiile. Ia uitați-vă, fraților. Am uitat text. Mam! Ce avem noi aici în interior? Un sarcofag. Dacă sună telefonul. Al cui numărul ăsta? Poate fi vreun curier, răspunde. Ascult Radio Zoo. Am câștigat? Eu la telefon. Scuze, m-am înscris în toate alea la Radio Zoo. Cât am câștigat? Pentru evenimente corpore vă sun eu după, doamnă. Să rămână. A pus-o pe cine? Pe... Băi, am pus, m-am înscris, da. Pe silent, dacă... Lasă acolo. Deci fii atent, sarcofag, da? Cine o fi aici în acest sarcofag? O mumie, o mumie. Ascult, da? În interiorul sarcofagului o mumie, nu eu, ci altă mumie. Și ia uite, o să scoatem noi pe aici. Stai să bag ăsta. Dacă mai râs puberule, dragi, te ia. Lasă-mă, că și eu le fac în... Ia uite. Și noi tragem de aici, tragem. Ia, ține mumia, ține mumia. Nu-mi spune că se dezbracă. Da, se dezbracă mumia. Lasă mumia. Atenție. Lasă-o la locul ei. Ia uitați-vă, fraților, cât are în ea. Da, cât am și muncit din această pamblică, da. Ce credeți voi că iese? Ce să iasă? Un iepuraș? Să iasă un porumbel. Na, ia uitați cum se... Mamă. Așa. Și acum... Atei. Porumbel. Vezi? Încă o dată. Bani de aici, da? Vezi ce se porumbel. Cum îl cheamă? Îl cheamă Cristi. Și faci să vede ceva ce acolo. Ce Cristi e nume de porumbel? Se duce acolo, spun formula magică abracadabra. Așa, salut, Andrei! Vezi de treabă, mă! Dar parcă nu mai aveai voie. Ține și tu cu Costa, Ramon, la televizor. A, stați, bă! Ia uitați ce s-a întâmplat! Ia uitați ce s-a întâmplat! Răzvan! Păi nu e, că acoperă. Gata. Da? Ai, deci noi am tras toată pamblica asta. Și a rămas mumia dezbrăcată. Bun. Mulțumim, Andrei. Ce lipsește? Pare dacă îi dau drumul, se duce pe nu, aici. Nu, lasă. Ce lipsește mumiei? Te întreb eu pe tine. Ce lipsește mumiei? Stai așa. Arăte șarfa pe o parte, pe cealaltă parte, spun formula magică abracadabra, da, fără nicio preparație și în interior. Haide. Ai un frățiu. Ce faci, mă? Îi lipsea porumbelul mumiei? Mai intra ce lipsește mumiei? Că nu-i se vedea... Ce nu-i se vedea mumiei? Gata, am înțeles, chiar nu-i se vedea. Al doilea... Ia uite, a făcut ouă, s-a spart până jos! Ce? A mâncat mei!
E ou. Da, dimineața s-a spart. Uite al bușul Nino. Nu e, nu e. Da. Bun. Și mai am numere de magie. Ține-i cu cucul ăsta. Nu mai am loc pentru doi. Haide, urcă-te. Ia-l și pune-l. Urcă-te, te rog, pe degetul ei. Așa. Uite ce frumos, ce bine. Următorul număr de magie. Următorul număr de magie. Fără nicio preparație. Ascult radio-ul. Nu mai. Băi, zi-mă, te bagi dacă facem sala palatului. Răzvane, te bagi tu? Ce, mă? Să facem sala palatului împreună. Să facem sala palatului împreună. N-avem cadre acolo, Robert. N-avem cadre. Că... Păi, mistrețul, de ce și-a banii, mă? Stă dracu la butoanele alea acolo în spate. Dance, 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 unde hand, 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 hand. Ba, mă ceartă că alerg, uite, stau. Mistrețul e băiatul din spate, da, care apasă pe butoane, dar schimbă-l camerele. Ți-am zis că, eu ți-am zis că tu uneori ești... tu spui lucrurile pe care noi nu avem voie să... Noi, nu tu. Eu sunt tu. Mintea voastră bolnavă, cum ar veni. Da. Și le zic pe toate. Următorul număr. Sala Palatului, da. 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 La Sala Palatului nu facem de-astea. Nu tu facem, vii frumos îmbrăcat, înțelegi? Și la sfârșit vreau să vină Gabriela cu un buchet de flori la tine pe scenă la Sala Palatului. Așa, și l-am mai văzut eu la alții. Da, da. Să mă felicite. Da. Următorul număr de magie. Ia uite ce am. Am aici mumii, da? Trei mumii. Eu auzi, trebuie să... Da, voi ce pune... te roagă mistrețul să-l mai faci o dată pe ăla cu cuțitul? Cu cuțite? Da, nu, nu mai fac. Mai... Bă, voi puneți o mumie în sarcofag și pe astea la altele pitiți. Iar eu când mă întorc cu spatele, să nu știu ce mumie puneți voi aici. Dacă o puneți pe asta galbenă, eu o să știu că o puneți pe asta galbenă, dar n-am de unde să știu. Pune și capacul la sarcofag și eu trebuie să știu ce mumie este în interior. Cu da. Puterea minții pe care o am eu. Eu trebuie să ghicez, da? Da. Întoarce. Da, și restul e... mă întorc. Mă întorc, iată. Ține-mă Ramonul ca păi să nu veni. Păi nu pot să vă țin pe tu trei. De ce stai mă așa? N-aș mai pleca niciodată de aici, Ramonul. Știu. Nu ești în sufletul tău mai e cineva sau am și-o loc? Gata! Da, am sufletul mare, gata! Gata! Sarcofagul e plin. Sarcofagul este plin. Și în interior pitit, cum ai zis tu. Este cea albastră. Există o mamă mie. Da, zis, mă. Păi de unde știi? De unde știi? De unde știu? Păi știi, uite, dacă este asta albastră și n-ai de unde să vezi. Ia, pune alta. Oricum știu, știu oricare. Mă întorc cu spatele, nu vreau să știu. Băi, stai. Nu vreau să știu. Uitați-vă la ea. Ați băgat-o? Da, nu. Dance, dance, dance. Gata. In my hand, hand. Gata. Da, și acum este cea roșie. Nu o să vă vină să credeți, iată, oameni buni, cea roșie. Și uitați, dacă încercați să puneți mumia asta, mai am una. Ia pune mumia asta în sarcofag. Nu, da. Vezi că nu? Nu, nu vrea să stea... Să nu, ți s-a mai întâmplat vreodată? Ți s-a mai întâmplat să nu intre? Ai pus-o, bă? Ce rău cu vă s-a... L-a stricat ăsta. Uite, mă, că nu merge. Hai, câtru mistruț. Hai, ai apăsat ca Ghiolbanu cu degetul. Ai îngăsat-o. Ai stricat mumia lor. Mulțumim, ne vedem la sala aparatului după vezi, Adrian Lache. Înainte de Florin Ristei. Da, mă bag. Florine, ai tu la... Ai și tu la sala palatului, da? Poamă să cânt și o melodie cu tine? Bă, mă gândeam, am o piesă, altfel de magie se cheamă, mă gândeam să te invit. Bă, vin. Vin, da, faci de-astea? Când e? N-am ce face. Vin. Ești pune pe asta, îi faci cadou. Mamă, să-i cânt asta, e acolo. Un altfel de magie. Vrei să cânti? Da, că să tu n-ai cântat niciodată. N-am cântat. Aș putea să cânt, să mor eu. Să cânt ceva? Da. Auzi că ai și voce. Am la Bravo Bravissimo, în loc să cânt, făceam pantomimă, dar nu m-au lăsat ei să cânt, dar eu am talent. La ce emisiune? La Bravo Bravissimo. Lasă-mă că am și o discuție aici. Nu era de copii, Bravo. O parte, deci n-ai problemă. Hai mă, stai, la ce emisiune cântai tu cu Marfar? La Dănuțelele. Tot Bitman a prezentat, nu? Tot Bitman, da. 5 milioane îmi dădea. Luam și-o de reoamnă. 8, mulțumim, Robert Tudor. Ia pauză. 5, luăm pauză, ne vedem imediat după publicitate. Nu ne mai vedem, Doamne ferește. Rămâneți aproape.